Ce se întâmplă cu munții de gunoaie din sectorul 1? O problemă destul de delicată, aminteați și dumneavoastră adineauri. Campania de salubrizare Rompresta anunța astăzi, nu știu dacă ați văzut, într-un comunicat de presă, că renunță la proteste și va presta în continuare, citez, în regim de normalitate toate activitățile din cadrul serviciului delegat. Ce să înțeleagă sectorul 1, locuitorii sectorului 1 din această situație? S-a rezolvat? În primul rând, eu mă bucur foarte mult că n-am ajuns din nou într-o situație de criză, așa cum s-a întâmplat înainte de sărbători. Situație în care, vă amintiți bine, erau mulți de gunoaie în sectorul 1 și nu doar că e o comunitate pe care o iubim și de care aparținem și pe care o reprezentăm, dar e și un simbol pentru toată țara. Avem ambasade în sectorul 1, avem Guvernul României, avem instituții simbol pentru întreaga Românie. Deci e foarte bine că s-a ajuns la o soluție. Dacă este una permanentă sau temporară, vom vedea. Poziția Partidului Național Liberal a fost, 1, vrem un sector curat, 2, dacă există probleme cu acest contract, ele trebuie sesizate și rezolvate în justiție. Nu credem că e rolul unei primării, a primarului, să facă anchete penale sau dacă sunt chestiuni de legalitate, trebuie sesizate organelor de anchetă. Și sigur, 3, dacă sunt facturi cu bun de plată, legale, pe care toată lumea în primărie și le-a asumat, ele de asemenea ar trebui plătite conform legii. Că ne convine, că nu ne convine, asta e legea. Dacă nu sunt plătite, expunem sectorul 1 și administrația și primăria, deci cetățenii, unor litigii care e posibil să rezulte în penalități, în sancțiuni și vom plăti cu toții mult mai mulți bani pe termen lung. Exact, cetățenii locuitorii sectorului 1 sunt cei care suferă de pe urma acestei situații pe care n-am mai întâlnit-o în București, să fiu sinceră. N-am mai văzut asemenea imagini, cum spuneați și dumneavoastră, cele dinainte de sărbători, cu munți de gunoaie chiar în sectorul cel mai mare, da, din București. Da. Nu e cel mai mare, e cel mai important, aș spune, și cel mai important, prin distribuția geografică și e cel mai mare, aveți dreptate, ca întindere geografică. Exact. Da, ca populație suntem mai micuți. Da, sigur, e în interesul cetățeanului ca aceste servicii de bază să fie asigurate. Noi nu putem vorbi încă o dată în România anului 2021 despre cine strânge gunoiul, că nu se strânge, adică haideți să privim spre viitor. Ne gândim la digitalizarea administrației, ne gândim la inteligența artificială, ne gândim la chestiuni, la inovare. Sectorul chiar trebuie să fie un simbol al progresului, trebuie să fie câțiva pași în fața tuturor celorlalte UAT-uri din țară prin viziunea administrației locale. Acum înțeleg că s-au găsit niște bani în buget, s-au plătit parțial facturile, probabil că și asta explică ceea ce s-a întâmplat azi și bine că e așa, și anume se revine la un program normal de ridicare a acestor deșeuri și în ceea ce ne privește vom face tot posibilul pentru a asigura acest serviciu. Avem colegii din Comisia de Mediere, formată din consilieri locali, și-a încheiat activitatea, a venit cu un raport final, înțeleg, a venit cu o soluție mediată împreună cu colegii de la USR Plus, cu domnul Păiuș și cu alții, viceprimarul USR, și cu această companie. Deci, teoretic, s-a ajuns la o variantă. Vom vedea cum vor progresa lucrurile și noi avem convingerea că vom putea evita o nouă criză în sectorul 1.